Înfrângerea lui Dinamo la Giurgiu pe terenul Astrei a determinat pe cronicarii sportivi să declare meciul de aseară ca fiind cel mai bun și mai spectaculos din Liga 1. După acest meci, Astra Giurgiu a urcat pe locul 2 în urma victoriei de aseară, având 22 de puncte, cu 3 mai puține decât Steaua, iar Dinamo se clasează pe locul 9 cu doar 13 puncte. Ioan Niculae, finanțatorul Astrei, a declarat la finalul meciului că în sfârșit băieții lui Isailă sunt pe drumul cel bun și că este satisfăcut de jocul împotriva lui Dinamo. Singura modalitate de a se recompensa sau de a schimba este impresia este că ei se joace bine. Și astăzi au muncit. Realitatea că au jucat foarte bine, cel puțin la începutul primei reprize și dacă valorificau măcar încă una din acele ocazii, probabil că meciul nu era atât de greu. Daniel Isailă, antrenorul Astralilor, a spus după meci că este mulțumit de prestația elevilor săi. Se aștepta să fie un meci greu, mai ales că Dinamo este o echipă bună de când și-a schimbat banca tehnică. Mă bucur că am început așa, o primă repriză foarte bună, frumoasă, de ambele părți, cu foarte multe ocazii, spectaculoasă. A doua, și normal, am primit golul în ultimele secunde din prima repriză, am acuzat șocul, i-au prins puțină încredere. Am încercat să închidem și să surprindem pe contraatac. Echipă puternică, care e clar în revenire de formă. Antrenorul dinamoviștilor a recunoscut valoarea Astrei, care joacă un fotbal de calitate și pe care o consideră o echipă puternică. Tristețe pentru că speram să ne întoarcem cu cel puțin un punct, dar ăsta este fotbalul. Am primit gol în minutul 1, a fost destul de dificil să revenim, dar din punctul meu de vedere am sperat până în ultima clipă. În etapa a 12 a ligii întâi la fotbal, Astra Giurgiu va întâlni pe CFR Cluj, echipă care în acest moment ocupă locul 8 în clasamentul ligii. Partida se va juca la Cluj pe 26 octombrie.